Eu sunt Mia. Într-o carte vrăjită ce mi-a fost menită, am ajuns într-o lume ce-i ca o minune. O străbat pas cu pas și învăț ceas de ceas, cu otma și emoție în glas. E un vis frumos, e o fantezie sau o lume ce-mi e dată în dar doar mie. Îmi fac prieteni rezist cu un gând vesel sau trist, un copil, un erou poate fi. Fiul de aur. Ce ciudat, Mia! Tocmai vorbeam despre tine și cartea ta. Fascinant! Distracție plăcută! Mă duc să iau prânzul. Ce mănâncă elfii la prânz? Da, mâncare pentru elfi. Eu fac observațiile inteligente, Paula. Ah, adică n-am voie să vorbesc? O să te obișnuiești. Priviți cum o ține. Ai crede că e o carte din aur? Poate chiar e. Nu, dar cred că mi-a scăpat ceva data trecută. Mai vreau cartea aia. Cine mi-o va aduce va fi răsplătit. În ce fel? Cu aprecierea mea. Mai e nevoie de ceva? Îi distrag eu atenția. Tu du-te după carte. Oh, nu. Sucul iese atât de greu. Mi-ai distrus-o! Acum mai am doar 12! Mulțumesc! Credeam că va trebui să mă furișez. Hei, la ce-s bun, prietenii? În afară de a traduce runele magice ale elfilor. Că tot veni vorba... Nimic deocamdată. M-am tot uitat. Deci, ce se va întâmpla atunci când vei traduce toate runele? Se va petrece ceva magic? Cartea mea stârnește interesul tuturor. Conține îndrumări spre o comoară îngropată? Nu. O rețetă pentru o licoare a elfilor? Nu. Poezii elfice? Pun pariu că elfii scriu poezii grozave. Nu. Planurile unei construcții? Nu. Îndrumări spre o comoară îngropată? Ai mai spus odată asta. Păi asta mi-aș dori eu să fie. Ascultă, putem schimba subiectul. Bine. Te-ai răzgândit dacă ți-aș zice că brățara ta licărește? Căsuța! Wow! Nu cred că te vei plictisi vreodată de asta. Asta e vânt. Asta e apă. Iar asta e corn de aur. Dar nu știu ce e asta. N-am idee. Pare diferită de celelalte. Poate e un nume sau ceva. Da, ce creier mare are Vincent. Ce să spun, sunt un tocilar.
Gata, am înțeles. Te superi... Iar vrei să plec? Ce vei face în aceste minute? Am să... E ceva intim. Bine, așa să fie. Eu îți spun totul, tu nu-mi spui nimic. Nu înțeleg, fetele. Bună, Mia! Spune parola. Vânt și apă, corn de aur, iar Onchao e al noii speranțe faur. Ceva moale, spre ceva... Moale. Progresezi, oarecum. Mersi. Bună, ești aici? Yuko, ce se petrece? Convinge-te singură. Liria, ce-i cu tine? Nu prea știm. N-am văzut-o de când Pantea a distrus trompetusa, iar azi și-a făcut apariția. Zău? Se simte bine? Da și nu. Liria va naște un pui. Va naște un pui de unicorn? Nu pot să cred. De ce nu te bucuri la fel de mult ca noi? Fiindcă se pregătește să nască chiar acum. N-ar trebui să facem ceva? Trebuie să facem ceva. Să fierb niște apă, adun niște pături. Știe cineva cum se face un cuib de unicorn? Trebuie să respiri profund. Cum o să o ajute asta pe Liria? Pe ea deloc, dar pe noi mult. Îmi tot repetă că trebuie să ajungă la apă. Așa e. Toți unicornii se nasc în apele grotei nașterii. Dar niciun elf n-a găsit-o până acum. Unicornii ne vor arăta drumul, e ritualul lor. Depărtați-vă, nu o să fac asta în prezența noastră. Haideți! Oracolul a spus, vânt și apă, corn de aur, Onchao e al noii speranțe faur. Onchao? Ce e Onchao? Nu am nicio idee. E posibil să fie un fel de peșteră. Nu am dreptate? Spune că grota nașterii e în peștera unicornului apei. Unicornul apei? Acolo e grota? Bine, nu mai tresăriți atâta și spuneți-mi ce se petrece. Unicornul apei e foarte, foarte puternic. E străjerul tuturor apelor din Sentopia. Niciun elf n-a văzut-o niciodată și are puteri inimaginabile. Trebuie să ni le imaginăm pentru că Liria are nevoie de ea. Încolo! Palatul Panteei! Și văd niște munculuși. Ascundeți-vă! O să am eu grijă de Liria. E în ordine! Nu vă impacientați! A fost cât pe ce. Nu cred că ne-au văzut. E prea slăbită. Aici nu poate rămâne. Poate ne va ajuta unicornul apei. Unicornul apei nu o să ne dea voie să ne apropiem de ea. Nici ceilalți unicorni. Dar pe mine mă ascultă, nu? Trebuie să mă lăsați să încerc. Yuko, găsește un loc pentru a-i ascunde pe Liria și pe ceilalți unicorni. Tu și Elfi rămâneți de pază până la întoarcerea noastră. Mia, trebuie să ne mișcăm rapid. Sper că nu ne-a văzut nimeni.
îmi doresc ca voi, munculuși enervanți, să nu vă mai micșorați. Îmi lăsați pete pe pantofi. Regina mea! Am înțeles, nu mă mai lingușii atâta. Ce e? Presupun că vrei să-mi povestești despre unicornii care în mod necucetat se îndreaptă direct spre palatul meu. Par surprinsă că am aflat. Eu sunt regina, eu știu totul! Mai ales că una din iscoade m-a înștiințat acum câteva minute. Se pare că s-au oprit! Înconjurații, împresurații și capturații! Doar că dacă se îndreaptă spre noi, trebuie să aibă un motiv. N-ar fi înțelept să aflăm care anume. Nu vreau să fiu înțeleaptă! Vreau să fiu tânără! Nu mai trage chiulul pe aici. Du-te după coarne de unicorn. Da, stăpână, am înțeles, stăpână. Ți-am spus să mă anunți dinainte când se risipește efectul micșorării. Netrebnico! Ar putea fi asta. Alo? E cineva acasă? Nu seamănă cu o grotă sacră. Câte ai văzut la viața ta? Niciuna. Îmi imaginez ceva care aduce a grotă sacră. Wow! Să știi că mi-ai luat vorba din gură. Privește! Unicornii elementelor. Fiecare un străjer legendar, puternic asupra unei părți de lume. Pământul, vântul, focul și apa. Ai văzut? Ai vedenii. Dacă îți spun că a fost aici, unicorn al apei, trebuie să vorbim cu tine. Sunt prietena unicornului Liria. Va naște un pui. Wow! Spune că e vital să o aducem pe Liria aici. Zice că, în caz contrar, ar putea fi un dezastru pentru pui, pentru Liria și pentru Sentopia. A spus toate astea? Ne e frică să o deplasăm. Ne-ai putea ajuta cumva? Să ne uităm afară? Așteaptă! Trebuie să fie opera unicornului apei. O fi vorba de un semnal. Un semnal pentru cine? Cred că o să aflăm imediat. E unicornul vântului. Vânt și apă, corn de aur. Acum știm ce înseamnă asta. Vrea să știe unde e Liria. O să-ți arătăm! Vino după noi! Du-ne la Yuko! Vin spre noi! Ce e asta? Strângeți unicornii! Sunt suficienți pentru a o face fericită pe Pantea timp de un an. Munculu și ne atacă. Suntem depășiți numeric, să ne retragem. Nu, Liria nu se poate mișca. Sper să ajungă mor repede. Elfi, protejați-o pe Liria. Ha 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 ha!
unicorn mai e și ăsta. E uimitor! Nu trebuia să găsiți unicornul apei pentru Liria? L-am găsit. Ea ne-a trimis unicornul vântului pentru a o duce pe Liria în grotă. Să te ducem în grotă, bine? Haideți! Nu vreau să ratez asta! Hei! Nici eu! Mă ajutați? La revedere! Mulțumim pentru ajutor! Nu pot să cred că o să fim martor la așa ceva! Liria va avea un pui! Nici o grijă! Totul va fi bine! Ceva uimitor! Uitați-vă la cornul lui! Ați mai văzut vreun corn de aur până acum? Niciodată! Spune că îl cheamă Onchao, exact ca în oracol. Vânt și apă, corn de aur, Onchao e al noii speranțe faur. Am descifrat mesajul! Wow! Ce unicorn are și aripi? Unicorn al apei! În numele elfilor îți mulțumesc! Azi, unicornul apei și unicornul vântului și-au dezvăluit chipul pentru prima dată de câteva secole încoace, de dragul lui. Ce tot face? Vedeți ce văd și eu? Văd, dar nu-mi vine să cred ce văd! Erau ținuturi fără viață! Distruse de Pantea. N-am putut să le readucem la viață nici cu praf de unicorn. Îți dai seama ce înseamnă asta? Ar putea aduce la viață toată insula. V-am spus eu că e special. Iuhu! Mă place! Să sperăm că Pantea nu va afla de el, fiindcă, în caz contrar... Nu o să aibă parte de nicio zi de liniște. Așadar, după ce trompetusa aia ciudată a fost distrusă, încă nu mi-ai adus un unicorn, fiindcă...
Bătea vântul? Nu bătea vântul, regina mea. Era un unicorn al vântului. A creat un soi de ciclon, după care vântul s-a întețit și toate trupele mele s-au făcut șuș. Și nu credeți o iută din ce spun, nu-i așa? Uneori mă întreb dacă ești în toate mințile, Gargona. Regina mea, dacă forțele astea atât de puternice îi mână pe unicorni, atunci trebuie să se întâmple ceva important. Nu încerca să-mi distragi atenția de la faptul că m-ai dezamăgit. Iar... Dați de veste în toată Sentopia. Aceasta e o zi măreață pentru elfii de pretutindeni. Și pentru unicorni. Chiar și panii sunt fericiți. Nu renunța, o să înveți să zbori. Oricum ești mai bun ca mine. Nu, nu acum! Aceasta a fost cea mai bună zi din viața mea și mai ales a ta! O să dăm o petrecere de milioane! Nu pot să cred că o să o ratez! La revedere, prieteni! Mă voi întoarce on ciao! Iar e bateria pe terminate? Ce tot are? Te așteaptă un viitor strălucit, micuțule! Tata-mi citea din cartea asta în fiecare seară când eram mică. Era un lucru special pe care l-aveam doar noi. Mi-a făcut asta. Înainte de a... Îmi pare rău, n-am vrut să fiu indiscret. Nu, e în ordine, serios. Îți plac jocurile, nu? Cochetesc cu ele, da. Bine, atunci o să-ți placă jocul ăsta. Au dublat în limba română actorii Cosmin Petruț, Corina Cernea, Paul Zurbău, Ioana Dagău, Mihaela Gherdan, Anca Sigmirean. Traducerea și adaptarea Estera Chelariu, regia Gabriela Codrea. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.